stimați prieteni și colegi, suntem aici în fața Biroului de Migrație și Azil din Republica Moldova, în cadrul unui flashmob tacit, fără show, fără pancarte, fără drapele și fără urlete. Suntem aici pentru a transmite un mesaj, și anume că în anul 2018, regimul odios Placotnuc Codon i-a aplicat o interdicție ilegală liderului unionist George Simion, care a fost interzis în Republica Moldova pentru 5 ani. Regimul Placotniuc Dodon a căzut și slavă Domnului. Între timp, mai multe dosare de rezonanță au fost revizuite. Astfel a ieșit de la pușcărie Platon, Filat și multă altă lume bună, în ghilimele de rigoare. George Simion însă nu s-a bucurat de o revizuire în acest sens și în continuare este interzis în Republica Moldova. Fapt care înseamnă o nedreptate și o injustiție. Fapt care înseamnă o pată pe obrazul Republicii Moldova și a cetățenilor ei. Suntem aici, la Biroul de Migrație și Azil, pentru a cere anularea interdicției ilegale, criminale, aplicate la comanda regimului Placotnuc Dodon în 2018 pentru 5 ani, din care s-au scurs tot mai 3 ani. 3 ani de greu, de o sândă și amar pe care trebuie să-l îndure George Simion, liderul unionist care nu are nici măcar o amendă de circulație în Republica Moldova. Nu a încălcat nicio lege, niciun articol. Nu a furat, nu a ucis, nu a tăiat. A venit în Republica Moldova cu donații de cărți. A mijlocit și a ajutat la desfășurarea înfrățirilor dintre localitățile din Republica Moldova și România, care ulterior au adus străzi reparate, case de cultură, biblioteci și proiecte de infrastructură pentru Republica Moldova, podul de flori și acțiuni cultural românești național patriotice. Cu asta a venit George Simion, dar i-a deranjat pe Placotnuc și Dodon. În lupta lor pentru influență și pentru puterea clanurilor oligarhice, unirea nu și avea loc. Dacă într-adevăr suntem în vremuri bune, dacă într-adevăr am pornit vremurile bune, dacă într-adevăr regimul a fost decapitat și scos din rădăcină din instituțiile Republicii Moldova, atunci aceste instituții în regim de urgență trebuie să corecteze această nedreptate și să anuleze interdicția ilegală aplicată lui George Simion. Și înainte să închei, vreau să fac apel la conștiința dumneavoastră. Cum se face, dragi prieteni, că liderii separatiști de la Tiraspol, atunci când vin în Republica Moldova, sunt primiți la aeroportul internațional Chișinău pe la VIP, adică Very Important Persons, persoane deosebit de importante. Iar atunci când circulă pe teritoriul municipiului Chișinău sau Republicii Moldova, sunt transportați cu escorta poliției ca nu cumva să stea la semafor sau nu cumva să le fie perturbată șederea osului domnesc separatist aici în Republica Moldova. Când este vorba despre liderul unionist George Simion, care ajută, susține și iubește Republica Moldova, nu se poate. Este interzis și declarată persoană indezirabilă, pus alături de Rogozin, care a declarat că a împușcat și va împușca cu mare drag moldovenii, așa cum a făcut-o în 92. De ce se întâmplă acest lucru în continuare, dragi prieteni, dacă se pare că am dat jos regimul oligarh Placotnuc Dodon? Vom depune și un demers oficial în acest sens, pentru că ce este scris cu peniția, nu tai cu bărdița, și vom aștepta un răspuns oficial pe care îl vom aduce la cunoștința opiniei publice. Domnule Valeriu, sunt simt cu peniția mea pe George Simion a militat și militează în continuare pentru unirea Basarabiei cu România, la împlinirea unui fapt istoric. Acesta este, dacă vrem, cu ghilimele de rigoare, unicul păcat, unica infracțiune pe care a comis-o George Simion în ochii autorităților din Republica Moldova, pentru care unionismul natural este mai periculos decât separatismul transnistrean, mai periculos decât imperialismul de ricorus și mai periculos decât transnistrizarea Republicii Moldova, care iarăși este pusă pe tapet de către Federația Rusă. Este ilară situația în care ne aflăm noi, ori Dodon a plecat deja în Federația Rusă, Placotnuc a plecat în cele patru țări ale lumii, de aproape un an de zile avem alt președinte, avem un alt parlament, avem alt guvern, avem șef la toate instituțiile și
Din păcate, dosarul lui George Simion nu s-a mișcat deloc. Nimeni nu a îndrăznit să miște lucrurile deloc, nici pe dimensiune instituțională, de acolo de unde au venit aceste dispoziții ilegale, dar din păcate nici în instanța de judecată, acolo unde încercăm să demonstrăm ilegalitatea acestor dispoziții ale instituțiilor statului, lucrurile nu se miște. Ceea ce ne duce la gândul că există o umbră politică asupra acestor procese. Facem apel la conducerea Republicii Moldova, la conducerea Biroului de Migrație și Azil, a Ministerului de Interne, a Serviciului de Informații și Securitate și a Președinției Republicii Moldova, iată instituțiile cu implicație directă în acest proces, să-și revadă punctul de vedere, să aplice corect legislația Republicii Moldova și să-i permită lui George Simion să vină printre români aici la Chișinău, aici în Republica Moldova, aici pentru cauza pentru care trăiește, pentru cauza pentru care își vede rostul în politică, aici în Republica Moldova și la București. Vom pune în continuare presiune pozitivă pe autoritățile din Republica Moldova și vom încerca să demonstrăm în continuare că este o făcătură politică care a fost făcută pe axa Plahotniuc-Dodon și, din păcate, spuneam, iată, aproape un an de zile, de situația în care s-au schimbat principali actori politici, dar viziunea și punctul de vedere legat de unionism, din păcate, se păstrează. Mulțumesc!